Imagini spectaculoase cu suporterii macedoneni în centrul vechi al capitalei, care amintesc de vremurile de dinaintea pandemiei de COVID-19. Fanii veniți la București pentru partida dintre Naționala Balcanică și Ucraina, care începe peste 2 ore, au făcut spectacol pe străduțe din inima capitalei, s-au întâlnit acolo cu Galeria Ucrainei, au sărbătorit împreună bucuria fotbalului, cu siguranță imagini care îi bucură pe patronii localurilor, care își revin cu greu după restricțiile din ultimul an și jumătate. Care mai e acum atmosfera acolo, ne spune Alexandra Diu. Bun găsit, Cătălin, bun găsit tuturor! Fanii Macedoniei de Nord petrec deja de câteva ore aici în centrul vechi. De câteva minute am văzut că încep să se retragă pentru că trebuie să meargă la Arena Națională, pentru că trebuie să ajungă până la ora 16 acolo. Da, sunt foarte veseli, sunt petrecăreți, foarte mulți dintre ei au venit direct îmbrăcați în costumele, în tricourile Macedoniei de Nord, au cântat imnul, s-au distrat, au și mâncat, am văzut foarte mulți dintre ei care și-au comandat mâncare aici în centrul vechi, iar acum se retrag, vă spuneam, spre Arena Națională. Da, este o atmosferă pe care nu am mai văzut-o de foarte mult timp în centrul vechi, pur și simplu aleile din Lipscani s-au umplut de suporterii Macedoniei de Nord. Au fost și câțiva ucrainieni, însă aceștia au preferat doar să stea să se relaxeze înainte de meci. Vă spuneam că sunt foarte veseli, discutam cu câțiva dintre ei și ne spuneau că le place România, le place că cei de aici au fost ospitalieri și evident vor ca în seara asta echipa lor favorită să câștige.